suma plus... De suma asta. Suma plus 25. Plus 40 ori... 40 ori 25. Ori 25 supra 100. Așa crește asta. Deci la vechea sumă... Nu mai e semnul întrebării la IES. Ah. Este dată asta. E dată. Ea crește cu atâta, văd cu cât crește. Și ce rezultă egal cu... Semn de întrebare. Nu. Egal și valeza și pot. A, lucrăm, da. Scot pe 40 în factor. 40 în factor. Pe lângă... 1 plus 25 cu 100 vine 4 pe... 1 pe 4. A, 1 pe 4. Și egal mai departe. De aici rezultă că 40 ori 5 pe 4... Ori 5 pe 4. 40 cu 4 se simplifică. Da. Și vine 50. Și egal cu 50 este valoarea, prima valoare care am găsit-o după ce crește, da? Este egal cu V1. Da. V1 asta, da? Așa, acum noi nu știm procentul și trebuie să aflăm procentul cu care trebuie să împărțim. Adică știm doar suma și valoarea. Și acum, zice așa, cu cât să scăde, care este procentul, încât această valoare să scadă și să atingă pe urmă 40 de lei. Adică să atingă valoarea de la început. Nu? Da. Adică să știm valoarea. Așa. Nu știm procentul. Știm suma. Dar știm suma. Suma va fi 40 de lei. Așa. Deci o să fie 40 plus 40 ori procent supra 100 egal cu... Dar nu e plus, că scade. Ah, va fi atunci... asta... 40. Nu 40. 50. Asta e, 50 e. Minus 50 ori procent supra 100 egal cu 40 lei. 50. 50 minus 50 ori P supra 100 așa. Egal cu 40 lei. Egal cu 40 lei. Echivalent. Echivalent cu... Îl vom scoate pe 50 în factor comun. 50 pe lângă 1 ori... 1 minus. 1 minus. Atenție. P supra 100. Da. Egal cu 40. Vom... Pe unul vom amplifica cu 100. Așa. Și va fi 100 minus P. 50 pe lângă. 50 pe lângă. 100 minus P. Totul supra 100. Da. Egal cu 40. Echivalent. O simplificăm cu 100 pentru cu... 10, da. Uite aici, stânga-dreapta. Pe 100 cu 100. Putem? Pe 100 cu 100. 100. Se poate? Nu, pe minus. Ce multă să nu mă pun în situația de asta dificilă. Că eu pe urmă scriu trăznei dacă tu spui așa. Ce facem acum? Cinci ori asta egal cu 4 ori 100, nu? Da. Și desfacem paranteză. Deci vom avea 5 ori 100 minus P egal cu? Egal cu 400. 400. Echivalent cu? Păi împărțim printr-un 5. Da. 100 minus P egal cu? 100 minus P. Egal cu? Cu 80. Egal cu 80. Așa e, da? Da. 80. Îl vom aduna un 100. Deci, adunăm în ambii membri 100. Nu. Scădem un 100 și P egal cu 20. Deci P egal cu 20. Ca și mai adunat pe P în partea asta, scazi, da? Da. Deci de aici rezultă. Că pe egal cu 20. Cu alte cuvinte, primarul, dacă întrebam, dintre 100, cât să scad ca să-ți dea 80? 20. Deci,
Procentul este 20%. Deci rezultă că P egal cu 20%. Deci, la întrebarea cu cât să scadă ca să atingă valoarea dinainte, după ce au crescut cu 25%, trebuie să scadă cu 20% și atinge aceeași valoare. Da? Asta a fost. Deci, din nou, a fost aceeași poveste, aceeași problemă. Grijă multă la interpretare, că a făcut aia și astea. Deci nu era o surpriză. Trebuia să gândești foarte atent. Deci crește cu atât. Da, și scade. Și urmă, ea scade. Adică din 50 scădem procentul. Valoarea procentului. 58. Valoarea procentului. Și trebuie să atingă 40. După ce e făcut așa. Cine este procentul? Și asta calcul de acum matematic. Lucru cu fracții. Deci vezi, după ce interpretăm bine, urmează că facem, nu greșim la calcul. Să nu greșim la calcul. Da. Altceva? Mai am încă două probleme. Te rog. Adi citește un roman scris în 3 volume, care au în total 3.000 de pagini. 3.000 de pagini, da? Da. Adi citește 3 volume, da, care în total au 3.000 de pagini. 3.000 pagini. Scriu 3 V. Dacă vrei 3 volume, volume care e egal cu 3.000 de pagini. Fiind pensionat de matematică, Adi, pasionat de matematică, Adi observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, numărul paginilor celul de-al doilea ar fi mai mic cu 80%, iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din paginile, ar fi un număr egal de pagini în fiecare volum. N-am înțeles. Nici eu te spun niciodată. Te rog. Adi observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, numărul paginilor celui de-al doilea ar fi mai mic cu 80%. Iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din paginile, din pagini. Ar fi un număr egal de pagini în fiecare volum. Tot n-am înțeles. Trebuie să citim foarte atent și să vedem exact cum urmă problema. Deci și intonația contează. Deci tot trebuie să primim aici. Începe să organizăm. Citești încă o dată și trebuie să organizăm mingea. Adi observă că dacă numărul de numărul paginilor din primul volum. Stop. Ar trebui să notăm numărul de pagini la primul volum cu X, da, cealaltă cu Y, cealaltă cu Z. Da? Da. Deci să notăm X egal numărul paginilor de la primul volum. Cu Y să notăm numărul paginilor de la volumul 2. Și cu Z numărul pagină de la volumul al treilea. Care ar fi prima relație? După ce a făcut notația asta. Deci, spune. Adi observă că... Nu, că nu observă. Ce spune în prima parte a problemei? Adi citește unul. X plus Y plus Y egal cu 3.000 de pagini. Da. Deci o primă relație este că X plus Y plus Z egal cu 3.000. Nu? După ce mai am făcut notația asta, avem șansă să scriem relația asta. Da. Adi observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, adică X minus X ori 75 pe 100. Da. Și numărul paginilor celul de-al doilea volum ar fi mai mic cu 80%. Bun. Adică scriu Y minus Y ori 80 supra 100. Da. Iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini, ar fi un număr de un număr egal de pagini în fiecare volum. Dacă al treilea ar citi
o treime din, ar conține doar o treime din pagini. Toate, nu? Da. Deci dacă al treilea ar conține... Iar dacă al treilea ar conține doar o treime din pagini, ar fi un număr egal de pagini în fiecare volum. Așa. Ar fi un număr egal de pagini în fiecare volum. Deci la primul volum ce spune încă o dată? Primul volum... Deci, a de observat că dacă nu, a, primului volum ar fi mai mic cu 75%. Dacă ar fi mai mic cu 75%, deci x minus x ori... Ori 75%. Da. Și y minus y... minus y ori 80%. Da. Și Z-ul o treime din pagini. O treime din... Deci, al treilea ar conține doar o treime din pagini. Deci, în loc de Z să fie... În loc de Z să fie... 1 pe 3. O treime din Z. Deci, în loc de Z să am Z pe 3. Pe 3. Deci, în loc de Z-ul să treacă în Z pe 3. Pe 3. Atunci toate ar avea un număr egal de pagini. Adică ar trebui să între asta și asta să fie egalitate. Deci după ce am gândit, am înțeles problema. Vezi? Aici e secretul, interpretăm cu foarte multă grijă. Atunci, deci dacă primul ar fi cu atât mai puțin, da, cu 70%, cu atât mai puțin, iar al treilea n-ar conține toate pagini, ci doar o treime din pagini, adică Z pe 3, atunci apare egalitate. Deci trebuie să scrim așa, X minus X cu 75 pe 100, egal cu Y. Așa. Y minus... Y supra 80 pe 100 și egal cu? Și egal cu Z pe 3. Z pe 3. Hai să o prelucăm asta, echivalent cu? X pe lângă. Așa, X pe lângă. 1 minus 75 pe 100 putem simplifica. Așa, cât face? Prin 25. Da. 75 împărțit la 25 va fi 3. 3. Și supra 4. 3 pe 4. 3 pe 4. Egal cu... Egal cu Y pe lângă. Da. 1 minus 80 prin 100 cu 20. Așa. Și ar veni 5, 4, da, supra 5. Nu-i 4 să faci 5. Prin 2. Păi dacă scoatem pe Y, în fapt rămâne 1 minus. Am zis 1 minus 4 supra 5. Așa, 1 minus 4 pe 5. Și dacă aduci la aceeași viitor, mă spuneam, vine 5 pe 4. 5 minus 4. 1 pe 5. 1 pe 5. Y ori 1 pe 5, da? Este egal cu Z pe 3. Da. Și ar fi echivalent, hai să o scriem, ca X ori 3 pe 4 o să vine 1 pe 4. X ori 1 pe 4. X ori 1 pe 4. Da. Egal cu Y ori 1 pe 5. Ori 1 pe 5. Egal cu Z pe 3. Z pe 3. Ceea ce s-ar traduce, cum am scris pe asta, X ori 1 pe 4, cum zicem? X pe 4. Așa, X ori 1, X pe 4. X pe 4, da, egal cu Y pe 5, da, egal cu Z pe 3. Egal cu Z pe 3. Deci să ajungem la același numit. Tor. Da, da. Nu prea ne ajută.
mai adăugăm cum avem o relație de desubt, x plus y cu z, x plus y plus z egal cu 3x. Cum lucrăm? Asta e toată informația noastră, da? Vreau de la tine o idee aici. N-aș vrea să șterg un pic, dar aș vrea să mai analizăm problema. Mi se pare... Asta e doar asta, de deasupra. A, așa, 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 așa. M-am avut impresia că e toată. Hai, promoție de așa, dă-mi o idee de lucru aici. Nu știu, așa modifica și aș vrea același numitor. Toate, da? Da, dar nu știu valoarele și ar fi greu. Ar fi o egalitate, tot mă. Da. Tu te afli în fața acestei greșițe și vreau intra tine idee. Păi, dacă ne gândim, ar fi, de exemplu, mulțim pe x pe 4 cu 15. X pe 4 cu 15. Pe y pe 5 cu 12. Trebuie să-ți organizezi ideile. Că dacă nu ți organizezi, nu îți iese nimic. Tu vezi că aici x plus y cu z. Da. Egal cu 300. Și atunci, știindu-și pe astea în relația asta, mă, ai vrea să vezi cum poate și ghiștiul ăsta, da? Ai putea să iei prima și la a doua egalitate asta? Și să afli? Da. Deci, noi șirul ăsta de două egalități îl putem traduce, nu? Adică putem zice prima cu a doua și prima cu a treia. Tot egalități. Suntem în locul... Aici vreau să văd cum pornești. Deci, hai să scriu așa. X supra 4. X supra 4. Egal cu Y pe 5, da? Da. Y pe 5. Pe 5. Și tot așa de bine, Z pe 3. Z pe 3. Sau X pe 4, tot așa zic, da? X supra 4. Egal cu Z pe 3. Și pe urmă să spun x plus y plus z egal cu 3. Deci prima cu a doua, prima cu a treia. Păi putem scrie pe z pe 3 ca x pe 4. Dar dacă așa aveți z pe 3, dar n-am z pe 3. Iau una z, simplu. Putem să împărțim printr-un 3. Eu zic de aici, n-am putea să aflăm din asta pe Z? Că dacă l-aș afla pe Z, m-ar duce și mă cu Z. Păi Z este 4Z egal cu 3X. Adică Z simplu? Z simplu egal cu 3. Păi ăsta ori ăsta împărțim ăsta. Nu, Ania, mă gândeam la produsul meu. Păi da, iată, asta e da așa, nu? Da. Deci 4z egal cu 3x. Da. Și de acolo z egal cu... Cu 3. X pe 4. Da. Păi nu așa ai zis, 4z. Deci dacă aș fi scris 4z egal cu 3x, deci rezultă că x, sau z-ul ne interesează, da? Că așa zi z. Z va fi egal cu cine? Cu? Z va fi egal cu 3x. Supra 4. Și pe Z că l-au aflat. Îl duc aici. De sus, cum voi face? Pe cine s-ar afla acum? Pe Y pe 5. Y? Adică va fi... Y-ul. Y egal cu... Deodată vreau să spun aici. Y egal 5X cu... supra 4. 5X supra 4. Și din nou, în loc de Y, pun asta. Și atunci ce devine relația asta? X plus... X plus... 5x supra 4 5x supra 4 plus 3x supra 4 3x supra 4 egal cu 3000.
îl putem amplifica pe x pe 1 cu 4x. Cu 4. Cu 4. Da. Și din cuantitatea și amplificăm să scăpăm de tot. Cu 4. Cu 4 să scăpăm tot. Și acum eliminăm numitorul, da, că mai va apare cam peste. Va fi 4, va fi 12x. De ce 12? 5x, da, plus 3x plus 4x e 12x. 12x egal cu 12.000. 12.000. Împărțim pentru 12 și x-ul va fi egal cu 1000. Deci rezultă x egal cu 1000. X egal cu 1000. Acum y-ul va fi egal cu? Păi y-ul este egal cu 5.000 împărțit la 4. De ce 5.000 împărțit la 4? Păi 5 ori 1000 spre 4. Așa. 5 ori 1000. 5.000 ori 1000 împărțit la 4. 4. Și face... Împărțit la 4 egal cu 4 în 50 intră de 9 ori. Da. Păi... 4 într-o 100 face 25, 250 ori 5, 1250. Și Z-ul va fi? Z-ul va fi egal cu? Este scris aici 3x pe 4. 3000 supra 4. Supra 4. Care înseamnă? Va fi egal cu 450. 750. Iată că 750. Iată că cele trei volume sunt primul x-ul este 1000, al doilea y-ul 1250 și al treilea 750. Cele trei volume împreună fac 3000. Nu, cum spune problema? Da. Care a fost miezul problemei? Spune-mi tu unde a fost interesant problema aici. Când să înlocuim acolo pe x și pe z și pe y. Deci a fost foarte important să înțelegem că cele trei volume, neștiind numărul, și asta trebuie să aflăm, am dat pe x, y și z, și că suma lor e 3000, prima relație, prima parte, iar aici formularea este așa. Dacă primul volum ar avea cu 75% mai puțin decât are el, da, el avea x, atunci îi scădem din x, x pe 75 pe 100. Și la al doilea, 80% i-am scădea. Da, atunci. Și al treilea, și al treilea, o treime. O treime. Adică din cât are el. Atunci ar deveni egale. Atunci asta și asta și asta egale. Și atunci eu scriu egalitatea. Deci, este foarte important. Dacă i-ar scădea numărul lor la primul cu 75%, la al doilea cu 80% și al treilea loc de cât are să aibă numai o treime, numai o treime, Z pe 3, atunci cele trei volume ar fi ca număr pe pagini egale. Atunci ar fi egale. Și asta mă duce. Acum e miezul problemei. Deci, scrierea asta cred că este cea mai importantă parte a problemei. Aici trebuia să înțelegem bine. Vezi, din nou suntem în situația de a coborâm problemă, de a o interpreta, de a o înțelege. N-ai cum să te apuci de o problemă fără să o înțelegi. Fără ca tu să o rupi, să pătrunzi acolo, vezi. Atunci, după ce s-ar întâmpla chestia asta, ele ar fi egale ca număr de pagini. Da? Ca număr de pagini egale. Ei, asta dacă... Am înțeles-o, dar acum problema se duce și calculul, crat, nu știu. A mai fost un al doilea moment important. Uh-huh. Ăsta aici. Da, când am scris pe Z ca... 2 cu 2. Da, 2 cu 2. Sigur că povestea era așa. Să aflăm două din necunoscut în funcție de alta. Da? Și noi ne-am propus, când am zis prima cu asta și asta cu asta, ne-am zis să aflăm pe Y și pe Z funcții de X. Încât asta de X dispare Y cu și Z, o să fie numai X. Deci asta ar fost o idee. Sigur, cu un alt șmecher, foarte șmechere, într-un șir de rapoarte de aici, suma numărătorilor pe suma numitorilor este egal cu fiecare.
Deci dacă ai fi știut asta, aș fi zis x plus y plus z. Adică... Supra era... 4 plus 5 plus 3, 8. 12. Adică 12 supra x plus y plus z ar fost 12. X plus y plus z este 3000. Și ar fi fost 3000 pe 12. Și dădeam un rezultat. 3000 pe 12 sunt parte exact. Da, sigur, pentru că e par. Da. Și cât face acolo 3000 pe 12? Face 250. 950. Și atunci ar fi fost x pe 4 fac 250. Deci ar fi fost x supra 4 egal cu 250. De un x va fi egal cu 1000. Și de aici era ușor așa. Y pe 5 egală cu 250. Și aici era 1250. 250. Și atunci Y egal cu 1250. Și Z egal cu 750, pardon. Și face Z egal cu 350. Era mult mai rapid. Dar nu, tu nu știi proprietatea asta. Că într-un șir de rapoarte, suma numărătorilor de suma numitorilor egal cu fiecare din rapoarte. Eu nu mi-am permis să fac abuzul ăsta acum. Și am zis, băi, trebuie să fac, să găsesc o idee asta care se poate pentru tine făcută. Și asta, am scos pe Y și pe Z funcții de X. Puteam să scoatem pe Y și pe Z funcții de Y. Deci am asta egal cu asta, asta egal cu asta și scoteam funcții de... În final, n-avea importanță dacă ne opream. Același rezultat dădea. Măritul vitezei înseamnă și mecheria asta, da? Știută. Da. Mai am o problemă și gata. Nu e problemă. Hai să vedem. Deci am fost asta înspărat. Mai interesantă asta. Da? Trebuie să ne credea, dar copiii au rămurit multe dată aia și m-am mai avut aici. Ce să văd? Da. Rapoartele. Da. Da. Proporții derivate. Da. Rapoarte și proporții, da? Da. Se va face fără discuție repede și chestia asta. Important este să înțelegem ce te invit eu pe tine și cu asta pe toți prietenii noștri să facă următorul lucru. Citim problema o dată, de două ori, de șapte ori, să înțelegem și după ce înțelegem, o rupem în subprobleme ca să putem să atacăm fiecare chestiune în parte. Da? Deci aceea e, ăsta e mezul problemei. Așadar. Dacă o scumpire de 15%, după o scumpire de 15% și apoi o ieftinire de 1,15 lei, deci, prețul unui obiect este de 5 lei și 75. Deci, după o scumpire de 15%, apoi o ieftinire de 1,15 lei. Ieftinire de? 1,15 lei. 1,15 15 lei. Lei. Prețul unui obiect este de 5,75 lei. Valoarea? Valoarea nouă e egal cu 5,75. 5,75. Păi ca să aflăm și ce cere? Ce cere? A. Câte pagini? Nu. Care este prețul inițial al obiectului? B. Cu cât la sută a fost ieftinit obiectul? Așa. Putem, să, deci la A, ca să aducem la prețul inițial, adunăm 1,15 la 5,75. La 5,75? Da. Ca să aflăm cum a fost înainte de ieftinire. Înainte de ieftinire, da. Deci s-a ieftinit cu atâta. Și adunăm atunci. Păi ca să aflăm prețul dinainte, adunăm. Da, să aflăm prețul dinainte de ieftinire. Da. Corect. Și după aia aflăm cât a fost înainte... Suma, da? Da. Deci, după ieftinire s-a ajuns aici. Da. Asta înseamnă trebuie că... să adunăm 1,15. Deci. Adică 7. La... 1,15, adunăm pe 5,75 și face cât? 7 lei. 1,15 și cu
5-7. 6,90 face, da? Da. Deci egal cu 6,90. Asta după scumpire. Da. 6,90 după scumpire. Păi știm valoarea, știm procentul. Asta e valoarea, da? Da. Asta e V-ul. Știm procentul, dar nu știm suma. Deci, vom scrie S plus S ori 15 pe 100 da. Egal cu 6,90. Vom scoate pe 5, pe S în faptă. Da, S pe lângă. S pe lângă 1 plus 3 pe 20. Da. Am mai făcut asta. Da. O să fie S ori 23 pe 20. Egal cu 6,90. Da. Ce ar însemna? Vom înmulți cu 20 pe 23. S va fi egal cu... S egal cu 6,90 ori 20 supra 23. Corect. Vom înmulți. Da. Și va fi 69 ori 2. 138. Cât? 138 supra 23. 38 supra 23. 2, 3, da, da. E bine, nu? Da. 6 ori 10. Da, pentru că da, acolo era 2 ori 10. Da, și bine. Și acum și trebuie să aflăm cât este. Vedem dacă sunt parte exact. 6. 6 lei. A fost valoarea inițială. Deci 6 lei au fost, a ajuns la 6,90 când i-am adăugat aceea și acum s-o ieftinit pe atâta, am văzut exact. Da. Acum să vedem procentul de ieftinire. Așa am întrebat, nu? Parcă așa e întrebat. Da. Cu cât la sută a fost ieftinit obiectul? Așa. Păi știm suma. Așa. Nu știm procentul, dar știm valoarea. Așa. Știm pe S, da? 6. Da. 6. Așa. 6 ori. Procentul nu știu. Nu știu, deci vine. 6 plus. Plus? Nu. 6 ori 5 procent supra 100. Gândește-te. Că ce e ce rezultă acel 6,575 e ca urmare a ieftinirii, nu? Și cum aflăm? Păi de la 6,90 se ieftini la 5,75. Nu la 6,90, de la 6,90. Deci la 6,90 ieftinit la 5,75. Așa. Deci suma e 6,90. Deci suma este 6,90. Ori. Păi zice, se ieftinește cu atâta, pentru că putem concentra aici. Păi 15%. 1,15 pot să scriu ca cât la sută? Pot să scriu ca... Nu, hai să gândim la relația aceea. Era S plus... Nu, S ori P pe la sută. Egal cu? Egal cu...